vreau să dispară în politica românească obiceiul ca anumiți candidați, luând bani la sacoșă sau în spatele cortinei, să poată să sau să trebuiască să dea satisfacția celor care i-au finanțat. Obiectele scoase la licitație s-au bucurat de succes. Este ursulețul cu care a sărit Lavinia cu parașuta. Cotația pentru acest ursuleț simbolic, pentru că l-a furtat Lavinia în timpul căderii libere de la 4.000 de metri, începe de la 500 de lei. 5.500, 6.000, 6.000, 6.200, odată, 7.000, mamă, pentru ursuleț, 9.000, odată, de două ori, de trei ori, atunci. La mare căutare a fost și ursul Pin, cel mai mare pe care l-a găsit Cosmin Gușă în magazinele bucureștene în 2005. Prețul de pornire a fost de 5.000 de lei. 85.000 de lei odată, de două ori, de trei ori, adjudecat. Bravo! Piesa de rezistență s-a dovedit însă a fi bicicleta pe care o folosește liderul Pin în campania pentru Primăria Generală a Capitalei. 125.000 de lei odată, de două ori, de trei ori, adjudecat.